Suntem din nou la ordinea de zi. O zi plină de evenimente. Ce vorbeam noi aseară s-a adeverit într-un fel sau altul, în sensul că avem deja un buget trecut de FMI și Banca Mondială și Comisia Europeană. Practic o să avem un parlament la sfârșitul săptămânii și el va fi votat fix pe 21 decembrie. Eh, o să mă întrebați de ce pe 21 decembrie? Păi foarte simplu. Și canele între cele două puteri, apropo de tot vorbim noi de coabitare, și canele vor continua, pentru că vom avea pe 21 decembrie două mari evenimente. La ora 12, Traian Băsescu, președintele României, ne-a fericit cu renunț, să renunțe la 12 ore din mandatul său, din cel de-al doilea mandat, și la ora 12, ziua este preluarea de putere. Claus Iohannis depune jurământul și președintele Traian Băsescu pleacă. Bun, după numai câteva minute, vom avea tot în Parlament, pentru că acolo se va face schimbul de putere, vom avea și trecerea bugetului și a noului guvern. E, acum vă dați seama unde va fi mai mare atenția. Pe jurământul lui Claus Iohannis sau pe partea cu ă, trecerea guvernului și a bugetului. Eu pot să pun pariu cu dumneavoastră că va fi mai interesantă partea a doua, de ce? Pentru că ă, sunt jocuri de culise și cel puțin unii speră ca guvernul să se împiedice. Adică să nu fie să nu treacă cu acest buget, practic să avem, să avem parte de o, un fel de moțiune de cenzură mascată, în sensul că dacă nu trece la votul respectiv Guvernul trebuie să pice Pe partea cealaltă Nu cred că se vor întâmpla surprize Nu pentru că n-ar fi pescuitorii Pe tulburi Sau să zicem guvernul actual Sau viitorul nu și-ar -și merita o asemenea soartă De fapt Cred că toate guvernele după 89 din România Ar merita o asemenea soartă Dar deja parlamentarii Noștri politicieni în general, șefii de instituții, toată lumea cu deja visează la cârnați, la caltaboși, la toate celelalte, în niciun caz nu o să se gândească nimeni să facă guverne în perioada dintre Crăciun și Anul Nou. Deci pe această idee nu mă aștept ca cel puțin până în februarie când opoziția poate depune și o moțiune de cenzură să se întâmple ceva, numai dacă, numai dacă Premierul în funcție nu se hotărăște să plece, sau pistolul din mâna DNA, ca să cităm o frază dintr-un jurnalist cunoscut, nu se descarcă, în sensul că premierul să fie pus sub învinuire, sub urmărire penală în dosarul diaspora. Dar eu zic că nu se va întâmpla niciuna, nici alta, și vom avea. Cred că 21 e duminica, nu? vom avea o, o duminică foarte plină de evenimente, dar care ar trebui să se termine cu bine. Cu bine, pe de o parte, în sensul că avem un nou președinte ales de foarte mulți dintre români, și de aici și mai ales de afară, și în același timp vom avea un nou guvern, mult mai suplu din câte se pare, cu foarte mulți parlamentari, și un buget. Un buget care, iată, deși, apropo, a fost foarte contestat în ultima perioadă, s-a tot vorbit intens negociat, acest buget, iată că a trecut până la urmă de instituțiile internaționale. Sunt, dacă vă uitați pe net, că acum ne trebuie să citim și ce spune poporul Facebook, nu? Vreau să vă spun că, știți, Ostatcii n-au la vacanță, nu, nu, nu avem, uh, practic, parcă suntem tot în campanie electorală. Și vreau să vă spun că am văzut că e o dezamăgire universală, că vezi, Doamne, de ce ne-a dat femeiu, a acceptat uh, această mărire, să spunem mm. că până la urmă deficitul bugetar va fi de 1,83% sau de 1,2%, e vorba de cum se calculează el în cele două unități de măsură. Păi bun! Deci cu cât era mai mare, sub 3, cu atât era mai bine pentru dezvoltarea țării. E, vreau să vă spun că sta ce bine, eu de unii mă îndoiesc de coeficientul lor de inteligență, de unii mai mulți, dar asta e, încearcă să ne explice, mamă ce rău a făcut femeiu, că s-a lăsat, intimidat, putea să intimideze ponta, nu? Sau mai știu eu cine altcineva de la București. E o prostie cum e și mintea lor la nivel de... În fine, nu mai discutăm despre asta, că știți, măria sa diaspora, nici nu știu dacă sunt diaspora, mai degrabă cred că sunt de pe aici, de prin țară și sunt plătiți ca să pună comentarii comentarii ininteligibile de foarte multe ori. Dacă apare o știre despre cea, vin și ei să pună într-un fel sau altul așa cum li s-a ordonat pe unitate în ziua respectivă. Dar, mă întorc avem bugetul, el va trece și vă spunea mai puțin uh, micile frecușuri așa între cele două evenimente uh, legate de guvern și de președinte, dar atenție, sunt tot la parlament. Mi s-ar fi părut o aberație, vă spun, deși era foarte posibilă că sunt și de foarte mulți ăștia, dar de ce nu se face domne cozi înainte? Dar de ce n-a pus sâmbătă unul și duminică altă? Uh, în primul rând că i-a pe parlamentari, ăia care n-au lucrat nici în timpul săptămânii, i-a dus să lucreze sâmbătă și duminică. Asta e ironia sorții, dar faza ar fi alta. Deci gândiți-vă că uh, i-aducem ar fi adus sâmbătă și duminică când putem să rezolvăm totul în uh, câteva minute sub cupola parlamentului. Mi se pare un act de normalitate chiar dacă poate cumva uh, cei de la guvern au dorit să fac în așa fel să estompeze cumva impactul jurământului președintelui nou. De altfel însă nu cred că se pierde foarte mult, e un nou mandat care începe să sperăm că e sub bune, auspicii, dar nu cred că ar fi atât de mare problema cât să nu se poată face și, și una și alta. Mergem mai departe ca informații apropo de evenimentele zilei. Și ne referim la una care uh, se referă la mineritul din Oltenia, și vreau să vă spun că uh, este, foarte, este foarte important ce se întâmplă în ultimile, în ultimile ore, în ultimile zile. Uh, vreau să vă spun că avem și o strategie uh, energetică o strategie energetică care nu ne lămurește cu nimic de ce va urma în Oltenia și în general pe energia pe cărbune. Uh, colegii de la Pandur uh, Panduru au comentat acest uh, document, să spunem așa. Uh, de fapt, documentul este în dezbatere publică și aflăm printre altele că pentru sistemul energetic de la noi ar fi necesar vreo 100 de miliarde de euro doar pentru sistemul energetic. E, când am avea noi 100 de miliarde să băgăm doar în sectorul energetic, cu siguranță îi prindem pe francezi, germani și englezi la un loc și, și depășim. Adică niciodată. Dar, trecând peste asta, reținem câteva informații interesante. Uh, conform, deci practic noi mai avem cărbune pentru 15 ani, de fapt dacă angajamentele noastre în Uniunea Europeană sunt cele, deci vor fi respectate, nici nu va fi problemă să, avem, să mai putem funcționa mai mult de 15 ani. Dar conform datelor aflate în evidența Agenției Naționale a Resurselor Minerale, în momentul de față sunt 986 de milioane de tone de lignit exploatate, și încă 11.606 milioane de tone în perimetrele neconcesionate. Cea mai mare parte a rezervelor de lignit, 95%, sunt, cum vă dați seama și cum probabil vă gândiți, în județele Gorj, Mehedinți și Vâlcea, puterea calorică, calorifică pardon, a rezervelor sigure, având o medie de 1800 uh, calorii pe kilogram. Uh, acum, ca să dacă ar fi să calculăm la consumul sau la exploatarea de anul trecut de 22 de milioane de tone, rezultă că ne ajunge ne ajunge până undeva prin 2030 plus sau, plus sau minus. Dar apropo de strategia de dezvoltare până în 2030-35, eu o vorbă în vânt în sensul că nu sunt soluții, vorbim de energia eoliană, de energiile neconvenționale și cam atât. Deși cărbunele este redescoperit chiar în țări din Europa apuseană, cu siguranță în Germania, chiar în Polonia, la noi are toate șansele să dispară ca și sursă de energie în următorii ani strategia ajunge la concluzia că nu ar fi costuri mari în cazul lignitului, dar ele sunt de emisiile de CO2. În acest sens, captarea și stocarea carbonului devin prioritare în sistemul energetic pe cărbune și nu numai după retehnologizarea grupurilor energetice. Cărbunele ar putea să joace un rol în mixul energetic european din 2050, condiția dezvoltării tehnologiei de captare și stocare a carbonului subliniază specialiștii care au lucrat la această strategie. Era amintind că la termocentrală Tucene a fost demarat un proiect pilot în colaborare cu parteneri străini pentru stocarea cărbunelului. Inițiativa a fost lăsată deoparte după fuziunea termocentralelor cu unității de carieră ce au format CE Oltenia. Da, costă enorm. Deci acei 100 de miliarde de euro, vă spuneam, dacă i-am avea, nu cred că s-ar mai pune problema așa, dar nu i-avem și nici nu-i vom avea vreodată părerea mea pentru acest, acest, lucru. Dar, acum, apropo de aceste strategii, avem la, și la gor și la nivel național o boală. Boala asta a strategiilor. Facem strategii de dezvoltare la nivel de Consiliu Județean, la nivel de județ în general, la nivelul Universității Constantin Brâncuș, la nivelul fiecărei primării. Ba, avem și, de și dezvoltarea învățământului și toate celelalte. Dar sunt vorbe. Da, sunt vorbe înșirate pe hârtie. Practic, după ce citești o asemenea strategie, îți dai seama, mă, ce ai și ce voi face. Afli ce ai. De asta oricum știi. Ce vei face? O vorbă generală că vom face și vom drege în toate domeniile și, de fapt, noi rămânem tot la fel. Practic, în 25 de ani de democrație, Gorjo a pierdut foarte mult din punct de vedere economic, am pierdut și ce mai aveam colateral, nu mai avem lemn, nu mai avem țigarete, nu mai avem, chiar nu mai avem confecții, nu, în orice caz. Practic, cele care erau industria adiacente, le-am pierdut. Am rămas ceva dependenți de minerii, dar cu care, iată, gâfăie din ce în ce mai mult și vedeți, perspectivele de viitor nu sunt. Iar turismul? Turismul pe care facem programe, cheltuim și bani europeni și de la buget, facem programe, ne lăudăm, aducem, nu știu ce. Turismul, azi îl vedem și nu e. De ce vă spun asta? Foarte simplu. Dacă faceți, turiștii nu s-au mulțit în Gorș. Bine, acum cinstit, nici n-aveau cum să se înmulțească, pentru că dacă era să treacă, să vrea vreunul să treacă de la Rovinari până la Sadu, făcea cât arocoli prin al județ. Și plus că acolo nu găsește... Nu găsește ăsta radarul pitit în tufe ca să, ca să ia carnetul pentru o depășire de viteză. Bun, dacă n-ar fi asta problema, mai este capacitatea de cazare. Avem, dar vreau să vă spun că dacă te cazezi la Tizmana, la o cabană, la o, un motel, ceva de acest gen, te costă mai mult decât în Poiana Brașov. Spuneți-mi mie unul care vrea să doarmă la Tizmana decât să rămână la Poiana Brașov poate cu bani mai mulți la Tismana decât la Brașov. Deci, vedem unde, apropo de dezvoltare. Singurul loc unde te poți caza cât de cât în condiții rezonabile și la prețuri rezonabile este Târgu Jiu, dar la Târgu Jiu este concurență. De aia și nu sunt foarte mulți care se îngremodesc, pentru că dacă ar fi să avem uh, mai mulți solicitanți, probabil și aici prețurile s-ar duce în sus. <coughs> în ce scuze vă spuneam... Uh, Duc o gripă rebelă cu mine, dar să sperăm că ea nu va face fente până la sfârșitul emisiunii. Uh, apropo de, de dezvoltarea economică a gorjului, uh, nu, avem, uh, nu avem strategii, și de fapt nu că nu le avem, le avem pe hârtie, dar nu facem nimic cu ele. N-am vorbit aseară, mă trezesc că mi-a mi sunat, uh, am văzut știrea mai târziu decât emisiunea noastră. Ieri a apărut un alt scandal, e adevărat că n-am văzut să ia ploare astăzi, dar el a apărut, și anume Greenpeace-ul, acea societate, nu știu cum să vă ONG, ce naiba, e, mișcare aceea de anti, deci pentru păstrarea mediului și alte chestii, care a mai făcut niște mitinguri pe la Rovinar, cred, sau la Turceni, oricum în, la una dintre termocentrale greenpeace a, a cerut ieri e, complexul energetic Coltenia să, să arate, să dea public condițiile parteneriatului cu firma chineză pentru construirea unui grup energetic la Rovinari. E, de ce e, se cere de secretizarea acestui document? E, pentru că se pare că ar fi lucruri necurate Acolo. Acum vreau să vă spun o chestie. Problema cu investiția chineză de la Rovinar este alta. Sunt convins că guvernul a deranjat interese economice mari din europeană în momentul când a acceptat capitalul chinez. De fapt și noi, neavând cu ce să ne finanțăm pentru că banii de afară din vest nu prea vin așa de ușor și vin cu condiții foarte mari, normal s-a apărat spre capitalul chinez în condiții în care chinezii doresc să intre pe piața europeană și sunt puțin blocați. Adică ei au bani de oferit, în schimb nu sunt primiți decât în condiții foarte, foarte vitrege. România a am încălcat să spunem așa, uzanțele din acest domeniu, Așa că am supărat persoane prin Uniunea Europeană, de asta și șuturile care le luăm sau le-am luat în ultima, în ultima perioadă. În privința contractului sau memorandului care s-a încheiat cu chinezii, mărturisesc că eu încă nu o văd concretizată și nu o văd concretizată investiția de la Rovinar dintr-un simplu motiv. Deocamdată nu e nevoie de, o, de o energie electrică pe cărbune mai multă decât se vinde acum ce rost are să investim acum într-un grup nou? A, putem să le retehnologizăm pe ele sau dacă facem un grup nou, automat atrage închiderea celorlalte. Deci, apropo de strategie, trebuie să ne gândim că s-au întâmplat alte lucruri, că bănuiesc că nici ei la Greenpeace n-au s-au apucat să solicite așa tam ne contractul, ceva se suspectează. Din comunicatul alora nu ne prea lămurim. Uh, avem o gargare de genul, știți, cum spun cei de la Greenpeace, suntem de părere că guvernul să, trebuie să susțină interesele cetățenilor României în relația cu țările străine și nu pe cele ale chinei în relația cu cetățenii românii. Transparența în acest context este o condiție minimă înainte de orice decizie. Bine, eu aș comenta foarte simplu. În, în afaceri există anumite secrete care nu se pot da și de multe ori nu, ele nu sunt defavorabile statului respectiv poate că vor fi investiții și sunt cu siguranță investiții chineze și în alte părți și poate aici le fac în condiții mai favorabile pentru România. Poate fi și invers. Dar în aceste condiții dacă partenerul, să zicem, Ucraina sau Rusia sau, ca să mă refer acum din afara UE, dar să zicem și din Uniunea Europeană, poate Bulgarii sau altceva, au și investiții de acest gen și le fac la alte prețuri, vor afla din prostia noastră din România și se vor Reorientat. Deci, practic, cred că de asta ar fi secretizarea, sau cel puțin din acest punct de vedere, ar trebui să fie secretizarea. Însă, eu mă îndoiesc că aici e problema, pentru că știți, Grimpisul, când a venit să facă, vedeți, Doamne, ce probleme sunt la noi cu poluare. Nu suntem mai poluanți decât alții, dar eu m-aș aștepta, apropo, de, de, această, de acest, această entitate până la urmă. Să meargă și în Ucraina, pentru că ei nu sunt în Uniunea Europeană, dar poluează la greu. Să meargă și în Serbia, că se poluează. Să meargă și în Rusia. Ce dacă nu sunt în Uniunea Europeană? Dar ei vin la noi. De ce? Pentru că la noi e mai ușor, lumea acceptă, suntem și ușor de manipulat. Adică, dacă ăla de afară zice că e verde, zice și noi, sau că e albastru, indiferent că noi vedem altă culoare. Deci suntem din ce în ce mai obișnuiți să primim ordine de afară, să primim sugestii de afară, decât să gândim cu capetele noastre să luăm decizii pe, în cunoștință de cauză. Deci asta cu transparența mi se pare ciudată, mai, mai ales în acest context, mai ales că Complexul Energetic Oltenia trebuie listat la bursă în primăvara anului viitor. Ori e, există interese mari ca această scoatere pe bursă să nu facă treaba, adică să nu aducă bani de care are nevoie neapărat compania, va mai mult probabil cineva se poate fi în spate să vrea să și pună mâna pe acestea pe, pe temirce. Dar dacă e așa sau nu, rămâne să vedem în, în, perioada, în perioada următoare. Sunt vreau să vă spun că am trăit astăzi o văd și, și pe asta. Monica Macovei și Victor Ponta sunt de aceeași parte a baricadei. Nu, nu închideți televizorul și nu vă uitați așa să ziceți că am luat o razmă. Nu. Pur și simplu vreau să vă spun că CSM-ul, această uriașă instituție de apărare a procurorilor și judecătorilor din România, adică principala instituție care e vinovată de ce se întâmplă cu justiția din România, că asta nu se spune, a stabilit că atât Victor Ponta cât și Monica Macovei au dat declarații care au influențat justiția. Același CSM ne-a spus tot astăzi că președintele Băsescu n-a făcut nimic. Deci, chiar dacă a tot dat declarații cu justiția, ba din contră, și cu alte, mai țineți minte cu domnule Chestor, pentru că nu faceți bine, nu știu ce de acum 2-3 ani nu s-a întâmplat niciodată nimic președintelui, ba din contră nici acum, nici usturoi n-am mâncat nici gura nu-i miroase dar ne întoarcem că este foarte interesantă chestia apropierea dintre Monica Macovei și uh, Victor Ponta, cităm mama DNA-ului cum este supranumită Monica Macovei uh, <coughs> și uh, spunea, deci vreau să vă spun apropo că să nu mai, să nu mai fiu socotic că preiau nu știu ce, în campania electorală să știți că am văzut Multe declarații, în care Monica Macovei și a spus că e, ea e mama DNA-ului că a făcut această instituție. Și o credem. Chiar așa a fost. Dar, în fine, inspecția judiciară a constatat că independența procurorilor a fost afectată de declarațiile făcute de Monica Macovei, conform cărora Premierul Victor Ponta, procurorul șef al României și soția acestuia au pus presiune pe procurori pentru ridicarea sechestului la, rafină, la, rafinăria Petrotel Ploiești, după cum ne informează agenția de presă. Inspectorii judiciari au stabilit că Monica Macovei a dus atingere, atenție, independenței sistemului prin faptul că a acreditat ideea că Procurorul General României ar fi exercitat presiune asupra procurorilor care instrumentau dosarul cunoscut sub numele de Lucoil. Uh, cum, ce spunea Monica Macovei? Atunci cităm: Trebuie să se cerceteze ceea ce se scrie în presă că Victor Ponta a primit apartamente luxoase de la Lucoil sau prin interpuși sau alte bunuri. Familia Nițu lucrează împotriva justiției, lucrează cu politicul. Soția sa a făcut presiune pe procuror pentru a ridica sechestru la Lucoil. Ea e șefa acelor procurori care lucrează la caz. Ponta poate fi judecat pentru obstrucționarea justiției pentru complicitate el l-a ales pe Putin și este trădare național. Am încheiat citatul. Las uh, din Monica Macovei. Las, pardon, las la o parte faptul că Monica Macovei era în campanie ca și Ponta. Dar declarația aceasta nu era probată de nimic. În mod normal, să fi fost în locul lui Victor Ponta, mă duceam cu ea în, în instanță, bine, adevărat, în care instanță în România, pentru că la toți le e frică de Monica Macovei, apropo că ea nu face presiune pe justiție. Dar, în fine, să zicem, și ea și eu să vină să dovedească o chestie de genul ăsta. Eu nu cred că s-ar putea dovedi o chestie de genul ăsta. Doar știți cum e. Până acolo. Pe partea cealaltă. Și Victor Ponta a fost declarat tot astăzi de inspecția judiciară că a spus la un moment dat pe relația cu. Claus Iohannis cu președintele ales, că acesta o să fie declarat incompatibil de instanță, bazându-se pe faptul că, în cazuri similare, Curtea Constituțională, de fapt, în alta curte de justiție, Curtea Constituțională, acum trebuie să se pronunțe asupra unui articol, a declarat incompatibilitatea aleșilor locali pe asemenea speți, adică să nu faci parte din Consiliul de Administrație, nu știu ce. Bun. El într-adevăr, Ponta a spus în campanie că e sigur ceva de genul, e sigur pentru că Iohannis uh, o să aibă o problemă de acest gen. Acum, cinstit vorbind, nu văd unei mixtiunea. De ce? Deci acolo ați văzut. Nițu, Ponta, nu știu ce. Aici el spune, da, domne, l-au și întrebat ziariștii de unde știe și el n-a vrut să comenteze. Poate Aici a fost că a lăsat să înțeleagă că el are informații mai multe decât era cazul. Dar nu văd unde ar fi cazuri similare. Însă faptul că pentru prima dată în justiția din România sau CSM-ul spune că și Monica Macovei face presiuni este o premieră. Și faptul că e alături pe cei doi care ar fi spaima justiției din România este și mai interesant. Deci din acest punct de vedere nu avem de ce să ne să ne plângem. Acum vreau să vă spun și altceva. Cu justiția din România nu știi cum să o dai. În sensul că sunt multe chestii care sunt similare. Deci, și în cazul ăsta, deci dacă, apropo de că s-a amânat ieri dosarul, o să avem pronunțarea Curții Constituționale mai târziu pe acel articol privind incompatibilitatea. De fapt, cred că s-a dorit să se ducă după jurământ, dar nu am înțeles de ce. Bun. Ai sute de cazuri în țară în care pe aceea speță ai hotărât incompatibilitate da? În condițiile astea e cam clar unde te vei duce dacă ai aceea, aceeași procedură. La noi, în România, însă vreau să vă spun că ai același caz la Novaci, ai același caz la Târgu Jiu, ai același caz la Craiova vreau să vă spun că aveți trei soluții diferite. Este posibil asta. Pe același cod penal sau civil, pe aceleași coduri de procedură, mi s-ar părea corect să avem cât de cât și decizii similare. Deci, apropo de justiția din România, mare mult de lucru. E adevărat, este pe drumul, pe drumul cel bun. Deși n-am înțeles uh, Viorel Hemenciuc. Ion Adam, alți parlamentari, în acel dosar cu retrocedările de la Brașov, sunt arestați, nu? Sunt de o lună sau fac o lună de când sunt în închisoare. Bun, judecătorul care le-a făcut jocul și care s-a demonstrat că a luat șpagă, este bine mersi acasă, e adevărat, este sub control judiciar. Mie mi s-ar părea la fel, la fel de vinovat. De ce? Măsuri diferite apropo de judecători sau colegii magistrați au fost mai iedea lor și au lăsat judecătorului o altă o portiță să stea acasă da îmi spunea cineva în cască cor la cor nu scoate ochii, e adevărat din nefericire e adevărat în, e adevărat în România dar mergând apropo pe aceste pe aceste situații trebuie să înțelegem un lucru, pentru că justiția trebuie să fie aceeași pentru toți. Deci dacă tu vin fața justiției, faci o declarație și te iau numai pe tine, că nu-mi place mie de tine, că tu ești politician mare și de tine nu zi nimic că mi-ai făcut sau mai presat, dacă tu dai o altă sentință, deși ești pe aceleași, ai aceleași dovezi, și sunt cazuri diametral opuse. Să știți că mi-aduc aminte, mai e o procedură în România, au trecut și politicieni în prin asta și uh, au făcut sau fac închisoare. Te judești pe o chestie. Îți dă, uh, te duci în recurs. Chiar și la recurs, atenție, îți, e, deci îți schimbă încadrarea juridică la recurs, când nu mai ai nicio cale de atac bine, bănuiesc că la, nivel, la nivelul curții europene se vor câștiga asemenea procese, de fapt Nicolae Mischie chiar a venit cu, un asemenea, cu o asemenea soluție. Deci trebuie să intrăm și noi în Europa. Și cred că prima problemă pe care am putea o face și nu, uh, nu cred că ar fi foarte costisitoare, deși costă, este aceea de a băga sistemul informatic peste tot. Noi vorbim că avem sisteme informații, dar nu conexăm totul. Deci totul trebuie să fie într-un sistem național, nu numai soluțiile. Deci eu am procesul la procesul pe, nu știu, pe atentat nu știu de care, sau na, că nu prea avem noi atentate, să zicem pe o, un furt de nu știu care. Mă frate, să avem, avem într-o zi se judecă în România mii de cazuri de furt, da? să avem acelea soluții sau în orice caz să avem băgate pe o bază de date să poți consulta. Uite mă, la Timișoara a luat atât, la... Deci poți să faci aceasta, dar prin muncă independentă. Cred că asta trebuie să fie făcut. Cum? Și sistemul de vot. Și o să ajungem la sistemul de vot, că e un întreg scandal în Parlament, a fost astăzi și va urma în perioada următoare. Faptul că nu băgăm sistemul informatic la votare. Bun frate, suntem în era calculatorului. A ajuns ca și e, femeile de serviciu de la primării să aibă sporul de calculator, ceea ce înseamnă că știu să folosească calculatorul. Bun, în cazul acesta ne descurcăm toți. Se presupune teoric că ne descurcăm toți cu calculatorul. Păi și atunci nu-i mai simplu să trecem totul în sistemul electronic și să avem un control și asupra votului? N-ar mai fi scandalul cu liste suplimentare, cu nu știu ce. Pentru că acum ajungem, de fapt, la ideea, știți, sub presiunea străzii din ultimile săptămâni, de fapt, sub presiunea diasporei, trebuie să rezolvăm faptul că s-a stat la coadă la secțiile de vot din anumite țări. Bine, eu încă nu m-am lămurit și repet, nu m-am lămurit cu riscul de a supăra pe unii dacă ăia care stăteau la coadă, cel puțin o parte din ei, nu erau din România. Deci nu erau plecați din țară în excursie. Nu la faptul că a apărut ideea aceea cu plecatul cu autocar de cel puțin la din părțile din vest ale țării. Nu asta mă interesează. Da, Monica Macovei, Elena Udrea și alții au fost plecați ca din întâmplare să voteze afară. Nu mai aveau loc în țară. Bun. În fine, ne întoarcem. Acum scandalul în parlamentul de astăzi a fost să, că a căzut. Deci era o propunere, un proiect al lui Eugen Tomac, Tolomac, ceva de genul ăsta. Așa. E, Eugen Tomac spune, un lider al PMP-ului, cred că este sau a fost, el spune e, varianta că vezi, votul prin corespondență, să voteze toți românii de, de afară. Păi bun, câți români sunt domne afară? Vom avea 3 milioane jumate de voturi? Că atât zicem că sunt afară, dacă nu fi mai mulți. Păi dacă avem 3 milioane jumate de voturi, ia să vedem. Președintele Iohannis a avut vreo 6 milioane și ceva de voturi, Ponta a avut vreo 5,2 milioane, deci ăștia 3,5 milioane pot schimba absolut total situația din țară, mai ales dacă ei chiar votează. Asta ar fi o primă problemă, dar n-ar fi cea mai gravă. Cum garantăm securitatea votului? Pentru că cei care controlează Dacă s-a putut și până acum Inclusiv acuzăm că s-au manipulat voturi În țară sau prin secții de votare Avem problema asta Cum va fi simplu ca un simplu vot Prin poștă, prin corespondență Să nu fie schimbat, violat Sau mai știu ce altceva Deci, eu zic că ar trebui gândi mai bine E adevărat că Oamenii respectivi trebuie să voteze De asta nu, nu cred că e, e un drept la vot pe care și le exercită Cum îl exercită, asta e altă treabă Pentru că, încă o dată Facem dosarul diaspora și vom vedea în următoarele zile sau săptămâni ce se va întâmpla cu el, cine-i vinovatul. Dar dacă în Torino, la Roma, în Berlin, au fost cam același număr de voturi sau de fapt ca număr de votanți au fost mai mulți ca în 2009, dar eu mă așteptam să-mi voteze să zicem, nu știu, 10% din populația oficială. Adică mă așteptam să vină la Berlin, să zicem 10.000 de oameni la vot. Așa mi-au venit în 2009, așa mi a venit în 2004. Și mie mi-au venit 100.000, să spunem, nu atât de mult, exagerez eu acum, dar vreau ca situație. De unde anticipam chestia asta? A, e mai simplu pe o lege, adică să ne spună cu șase luni înainte, bă, eu sunt la Roma și vreau să votez la alegerile din 16 noiembrie. Așa mi s-ar părea corect ca să știu să mă aștept, chiar dacă nu vine la vot, dar să știu cât de cât câți am la vot. Pentru că noi avem un, suntem în foarte mulți, în multe țări, dar până acum nu ne interesa votul. Deci, în primul rând, ar trebui făcută asta și apoi să stabilim un vot prin corespondență sau sistem electronic. Cred că ar fi mai bună, eu nu știu, mai practic acest, acest sistem. Dar, încă o dată, trebuie să ne gândim foarte bine ce vrem să facem. Pentru că, iau situația unui muncitor, nu știu, la uzinele, nu știu, care din Germania, care practic nu mare sau a plecat de 10-15 ani din România. E adevărat, el poate mare rude aici, dar nu știe nici pe, inclusiv pe Claus Iohannis, poate nu-l cunoaște, nici pe Ponta, nici pe Rebenciu nici pe alții, nici pe Ion Călinoi, apropo de Gorș. Bun, și el vrea să voteze. Și votează, că are dreptul ăsta pe cine votează. Bun. Să zicem, nu ne contează pe cine votează din cei amintiți. Bun. El continuă să lucreze acolo, o duce bine, n are nicio problemă. Însă cel care vine aici e posibil să fie o catastrofă pentru țară. Ce vin au cei din România? Deci trebuie să ne gândim foarte bine ca și ponderea celor plecați afară să fie în așa fel încât ca și cei din țară, dacă au, să spunem, un favorit, cât de cât să aibă șanse. Pentru că dacă vă spuneam, veniți cu, vi cu 3 milioane de voturi, s-au votat în anumite alegeri 4-5 milioane cu tot. Dacă vii cu 3,5 milioane și, să zicem, o largă ajută să zicem într-o anumită direcție, practic ai câștigat alegerile doar cu diaspora. N-ar fi rău nimic în chestia asta. Ni s-a explicat acum în ultimile săptămâni că diaspora noastră e fantastică, este cea mai și cea mai din Europa sau poate chiar din lume. Eu am. Permiteți-mi să mă îndoiesc că avem personalități de prin rang în, în diaspora. Românii sunt, s-au remarcat în diverse domenii, dar eu am mai văzut și ce știu francezii, și ce știu italienii. Știți, sunt și politicieni din țările respective, chiar din Anglia. Anglia, să se ferea de diaspora noastră ca de anul trecut. Nu mai n-au pus, să spunem așa, să ne aștepte la aeroport cu armata care veneau să ajungem în, în regatul unit, tocmai că erau foarte încântați de diaspora noastră, da? Asta fie vorba între noi. Bun, să zicem că totul, totul ar fi ok din acest punct de vedere, dar rămâne problema cum gândim acest sistem de vot. Deci eu zic că politicienii noștri ar trebui nu să facă pe genunchi acest tax, acest să-l dăm, că a zis diaspora acum, pe, sau poporul Facebook, ci să stabilim exact ce vrem să facem cu asta și să luăm și noi la ăia mai experimentați. Să luăm modelul francez, modelul german, Tot ne, noi am imitat foarte mult Germania, deși, atenție, am auzit multe prostii în ultimile săptămâni despre mitul neamțului în istoria noastră, de acord? E adevărat, Carol I este fondatorul de stat, de fapt statul modern nu l-a făcut Carol, el a venit la masa pusă, dar are, cum să vă spun, merite incontestabile în consolidarea statului național român. Dar atenție, noi n-am primit de la germani instituții, ci modul de a fi și asta a făcut ca disciplina cumva clasa politică românească. Noi, atenție, în 1866 am lucrat după o Constituție belgiană, după un sistem brevetat în alte, în alte țări și socotit foarte liberal la acel moment. Așa că, din acest punct de vedere, nu știu dacă, să spunem, exemplu german este cel mai bun de luat în seamă sau de amintit de fiecare dată. Pentru că am văzut foarte mulți analiști, foarte mulți din cei care comentează la diverse materiale, toată lumea. Acum vrea să imităm Germania. Eu cinstit și cred că așa a fost, așa e istoria noastră, noi ne-am luat mai mult exemplu Franței, chiar <coughs> Angliei, mai puțin, mai puțin exemplu german din punctul de vedere al instituțiilor. Și nu știu dacă am găsit prea mult. E adevărat însă, <coughs> oamenii politici germani, și acum mă refer la Carol I, la Ferdinand, au avut o importanță covârșitoare în istoria noastră națională. Dacă ei n-ar fi existat, ar fi trebuit inventați. Din acest punct de vedere, pe acest mit al neamțului care face lucrurile bine făcut, a câștigat și Ohanis în 16 noiembrie 2014. Dar, dacă ar fi să urmărim lucrurile care se întâmplă în, în aceste zile, să știți că sunt și sunt și altele. Primeam, primeam niște mesaje aseară după după probabil la reluare sau în orice caz erau după emisiunea aceasta sau atunci au intrat ele în care mi se spunea dați-ne mai multe amănunte despre conflictul care l-am relatat eu aseară sau comunicatul care a apărut de luptele interne din interiorul, din interiorul PSD. Presa, presa, de astăzi, presa de astăzi a avut, să spunem așa, au venit cu spații largi pe acest subiect. De fapt, doar o anumită parte a presei semn că ceva ceva nu e tocmai în regulă, dar asta e altă pardon, asta e altă problemă. Dar, în esență, din câte am înțeles eu, joi la PSD Gorj va fi cu, cu bătaie, nu? Cu ghilimele de rigoare. Deci, revoltații, cu ghilimele, se vor întâlni cu liderii partidului de aici, de la Gorj, vor ieși scântei, se vor lămuri lucrurile sau. sau. Pentru că ei s-au mai întâlnit, adică nu știu ce s-a întâmplat în ultima săptămână, pentru că s-au mai întâlnit săptămâna trecută, s-au întâlnit și campanii, atunci n-a fost nicio problemă. De fapt, știți cum este. Cine face primul gălăgie, batuiești de vină, toată lumea, și am văzut și apropo și de comentarii, toată lumea comentează, uh, to to toată lumea comentează pe cei care deci sunt de departe cu revoltații. Știți că acum e la modă să fii revoltat, să se facă reforme, să se schimbe, să nu știu ce. Și toată lumea zice, mamă ce bine face asta, are dreptate. Și ceilalți sunt, uh, știți cum e, hoțul strigă hoți. Dar asta va merge puțin, părerea mea, și vă spuneam, primul, primul exemplu de normalitate este chiar această situație, în sensul că uh, acest uh, proiect de lege a fost respins până vine unul mai bun, proiectul de lege de, cu votul prin corespondență. Pe partea cealaltă, tot în Parlament, uh, vă semnalam aseară faptul că în uh, Consiliul Național de Integritate, cel care verifica activitatea agenției, se strecurase și un baron Suianu, cred, baron PSD, care avea și o problemă directă, că era cercetat de ani. E bine, la câteva ore, noi am fost, emisiune, emisiunea a fost de la 19 la 20, vreau să vă spun că un comunicat de presă undeva în jurul orei 21 ne-a confirmat că acesta a renunțat la poziția sa. Acum nu ne facem iluzii că a renunțat că i-a noi, dar am semnalat și noi corect acest eveniment și s-a produs și ne bucurăm de asta. Cred însă că Partidul de Guvernământ, principalul partid de Guvernământ, are o mare problemă din acest punct de vedere, pentru că parlamentarii lui îi fac imense de servici. Încă două, trei voturi de astea și se duc în jos rău de tot, pentru că ați văzut ultimile sondaje, au schimbat total ierarhia care exista, să spunem, cu o lună înainte de alegeri sau chiar în timpul să, lunii electorale. Dar asta este cu totul altă problemă și cu siguranță o să o mai atingem și cu alte, și cu alte ocazii. Pentru că tot vor, vorbeam de cele mai importante știri care sunt, sunt la acest moment, am, bine, bănuiesc că toată lumea știe, de fapt presa a avut grijă să informeze că Valeriu Zgonea, liderul Camerei Deputaților, a plecat prin India. Nu prea ne am noi ce caută pe acolo, dar dacă a plecat, bine, bine a făcut până la urmă, deși cred că banii putea să-i cheltuiască într-o altă direcție Camera Deputaților. Uh, vreau să vă spun că uh, sunt uh, foarte multe informații, de fapt uh, noi acum presa o putem împărți sau subiectele din presa națională chiar, chiar și cea gorjeană o putem împărți doar în, uh, în două, să spunem, uh, subiecte mari. Ponta dacă pleacă sau nu și ce va face Iohannis. Bun, colateral, ce face DNA și nu știu ce, pe cine mai ia de la PSD sau de unei mai ia. Cam asta este tot. Și încă, pentru că ne aflăm pe final de emisiune și mă omoară iar colegii dacă depășesc timpul, vreau să vă spun, nu cred apropo de, vă amintea la un moment dat de pistolul, îndreptat asupra, pistolul figurat al DNA îndreptat asupra lui Victor Ponta, cum citam dintr-un material, să știți că nu cred că se va, se va ajunge acolo dintr-un simplu motiv. DNA s-ar afla în faza unei crize de imagine fantastică și ar părea că trage într-o anumită direcție. Cum părerea mea că o și face în multe cazuri. Vorbim despre asta într-o seară următoare. Mulțumesc pentru atenție! La revedere!